Bună ziua, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. Mai aveți energie să discutăm despre facturile la energie din această iarnă? E musai. În următoarea oră veți afla cât de tare ne va arde la buzunare curentul electric și de ce au ars politicienii din Europa gazul de pomană decenii la rând în loc să vină cu soluții luminoase. Între bezna minții și buzunarele băieților deștepți stau milioane de români care apasă cu frică pe întrerupător. Ce face guvernul pentru cetățenii arși de sărăcie? Unde se termină confortul și unde începe risipa? Cât timp poate interveni statul pe piața liberă? În speranța că nu vom stinge lumina în această țară, aflăm toate răspunsurile de la ministrul energiei, Virgil Popescu. Vorbim despre măsurile menite să ne țină de cald în viitorul apropiat. Începem. Domnule ministru, bine ați venit la Insider Politic. Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit. A fost foarte mult haos când vorbim de partea aceasta legislativă din domeniul energiei. Deci ce trebuie să știe românii despre facturile lor din această iarnă? Acum, eu vă spune că, practic, prețurile finale pentru români nu au fost modificate, indiferent de câte modificări legislative au suferit ordonanțele de la începutul anului până în prezent. Fost vreo 3 ordonanțe de urgență. Chiar 4. 4. Chiar 4. Cu modificări în Parlament, evident, Parlamentul și-a pus și el amprenta asupra acestor ordonanțe, dar prețurile sunt foarte clare. Avem 3 tranșe de consum, până în 100 de kW, pentru caz, deci vorbim pentru români. Vorbim de acel tarif social de 68 de bani. Între 100 și 300 de kW, primii 255 de kW sunt 80 de bani. Următorii până în 300 de kW vor fi cu modificările în Parlament pe care le vom face 1,30 lei. S-au luat această decizie în coaliție. Și peste 300 de kW, toată suma, 1 lei, toată cantitatea, 1,30 lei. Asta a fost. Modificarea care o vom face în Parlament va fi că îl înlocuim prețul din contract cu 1,30 lei. Deci, practic, nimeni nu va plăti mai mult în România de 1,30 lei. Dacă vă aduceți aminte, ordonanța 118 pentru clienții casnici statuta că nimeni în România nu plătea mai mult de 1 leu. Asta a fost prima ordonanță dată de guvernul PNL condus de Câțu în 2021, în octombrie 2021. Deci ne-am întors la un plafon maximal. De... Doar că ați ridicat plafonul de la 1 leu la 1,30 lei. Acum, ca să fim foarte sinceri, nimeni în România în momentul de față, nici companiile. Deci acest plafon va fi la fel și pentru companii. 1,30 lei va fi plafonul maximal pentru companii. În plus, există ofertă în piață în continuare și va exista ofertă în piață din ce știu eu, pentru români, pentru casnici, indiferent de cât consumă, să fie chiar sub tariful de 0,80. Sunt astfel de oferte este în piață? Este oferta companiei de stat hidroelectrică, companiei naționale hidroelectrică. Deci eu dacă acum vreau să-mi fac contract? Vă faceți contract, cred că în jur de 70 de bani. Ce trebuie să fac? Pur și simplu intrați pe internet, cred că este o pagină de web, dacă nu mă înșel, client.hiloelectrica.ro și acolo vă încărcați toate datele, inclusiv uploadați în sistem buletinul de identitate, actul, dovada spațiului și automat în câteva minute aveți și contractul semnat, primit pe e-mail, totuși sunteți client hidroelectrica. Dumneavoastră sunteți client hidroelectrica? Eu sunt client hidroelectrica în Turnul Severin, sunt de mult client hidroelectrica. Și cât plătiți pe kilowatt? 72 de bani, ceva de genul ăsta. Prețul care este în Turnul Severin, fiind distribuția un pic mai scumpă, este prețul mai mare decât în București, cu cât ar vinde în București hidroelectrica. Contează foarte mult de zonele de distribuție, pentru că tariful de distribuție e diferit în funcție de fiecare distribuitor în parte. Deci ăștia sunt tarifele pentru clienții casnici. Pentru industrie vorbim de întreprinderile mici și mijlocii. Vorbim de 1 leu pentru 85% din consum. De ce 85%? În așa fel încât să stimulăm să avem o reducere de consum și pentru restul de 15% va fi, după modificările în Parlament, prețul va fi 1,30 lei. Deci diferența aceea de 1,30 lei. Instituțiile publice, la fel. Primăriile, la fel. Spitalele, la fel. Practic, pe aceste tarife voi intra majoritatea instituțiilor publice și vor intra IMM-urile. În afara acestora,
pe, vorbim inclusiv de, pe modificările în Parlament, vorbim de companiile de utilități publice, aeroporturi, instituțiile subordonate autorităților publice locale, indiferent de forma de organizare, și mai avem tariful de 1,30 pentru marea industrie. Deci, practic, acestea vor fi tarifele de, după modificările care vor fi luate în Parlament, probabil cu promulgare cu tot de la 1 ianuarie 2020. Vor rămâne aceste tarife sau e posibil să mai negociați în coaliție? Nu, ele sunt, în momentul de față, sunt finalizate, sunt finalizate discuțiile. Discutăm la nivel tehnic de amendamente, în așa fel încât să iasă din Parlament o lege bună, și vom discuta săptămâna viitoare și cu colegii din Parlament, din comisii, ca să avem un text coerent, să respecte tehnica legislativă, și până la urmă colegii din Parlament vor depune aceste amendamente. Prin această plafonare nu riscăm o penurie în energie, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, la lemnele de foc? Nu, nu are absolut nicio legătură. Deci plafonarea nu este la un preț și furnizorul nu este despăgubit. Deci furnizorul, chiar dacă vânde la un moment dat sub costuri, el este despăgubit din altă sursă, de la bugetul statului, din un mecanism pe care l-am creat, fondul de tranziție energetică în acest moment, care după ce l-am creat noi, l-am creat colegii greci, a apărut și în regulamentul european în 6 octombrie, se creează un fond printr-o contribuție a tuturor producătorilor, traderilor, furnizorilor, și de acolo sunt despăgubiți, cei care vând sub cost, practic. Iată ce spune fostul premier Florin Câțu, colegul dumneavoastră de partid. Cine cumpără un produs la prețul internațional pentru a-l vinde în pierdere pe piața din România? Păi nu-l vinde în pierdere, aici este problema. Deci nu vor exista pierderi pentru furnizori? Nu-l vinde în pierdere. Dacă vinde sub costuri, diferența este suportată de la bugetul de stat. Nu ne-am ocupat Ministerul Energiei de ordonanța cu lemnele, deci nu știu care este acolo. Păi, la lemne cam așa a funcționat. A stabilit guvernul un preț de 400 de lei și atunci furnizorii nu mai voiau să vândă lemn, pentru că era mult sub prețul pe care ei l-ar fi obținut pe piața liberă, 5-600 de lei. Am văzut declarația domnului prim-ministru, care a spus, dacă nu mă înșel, cred că era în Dâmbovița, când a spus că va fi automat modificată, va fi această ordonanță, în așa fel încât în prag de iarnă să apară lemnele în piață. Deci nu va fi o penurie. Din punct de vedere al energiei, avem acest sistem de plafonare, de compensare, care îl aplicăm practic din octombrie 2021, și nu s-a întâmplat să nu existe energie în piață. L-am ascultat pe domnul Marcel Ciolacu, liderul PSD, care vă tot critică la televizor, spunând că prețul energiei a fost o linie roșie pentru PSD. Dacă nu ați fi acceptat plafonarea acestor prețuri, PSD s-ar fi gândit să iasă de la guvernare. Și vreau să vă întreb, care a fost contribuția PSD la această ordonanță de urgență și care a fost contribuția PNL? Acum, v-am făcut o explicație un pic a procesului legislativ. Prima ordonanță 118 cu acele prețuri, următoarea ordonanță 27. Tot a PNL-ului. A guvernului PNL. Prima a fost a guvernului PNL cu USR, a fost eminamente PNL. A doua a fost PNL plus PSD. A treia a fost PNL plus PSD. Și aceasta este tot PNL plus PSD. Eu nu am ieșit public să spun că premierul mi-a spus să gândim o modalitate, o nouă schemă cu privire la prețurile la energie. Mi-a spus acest lucru, noi am făcut-o, am discutat-o, a ieșit o variantă mixtă, evident, cum este într-o coaliție, care eu zic că este o variantă foarte bună. Dacă mai există anumite dubii vis-a-vis de ea, sigur discutăm cu Digi Competition, Comisia Europeană, dacă sunt lucruri de îndreptat, le vom îndrepta. Deci nu este absolut nicio problemă. Am văzut inclusiv colegi din media care au întrebat, ai dumneavoastră, care au întrebat Comisia Europeană, au spus că o să se uite, nu s-a pronunțat Comisia. Singurul lucru care au spus a fost ca să nu se vândă sub costuri la producător. Ori acest lucru nu se întâmplă. Nu vorbim de costuri, iar este o diferență foarte mare între toxica ordonanță 114, că s-au făcut de pe vremea lui Dragnea. De pe vremea lui Dragnea, acolo unde producătorii practic vândeau la un preț foarte, foarte mic și se transfera profitul la furnizori, cu această ordonanță unde producătorilor li se asigură prin acest preț de 450 de lei pe care îl obțin, li se asigură un profit suficient pentru a putea, și suficient de mare, să-și poată continua investiția. Dumneavoastră, unde vă cadrați ca cetățean în acele praguri? Sub 100?
Sub 300, cât consumați pe lună? Și la una și la alta. Deci mă încadrez și până în 300, la locuința de aici unde stau, lângă București, dar mă încadrez și la peste 300, la Turnul Severin, unde am pompe de căldură, dar acolo am și panouri fotovoltaice, dar consum foarte mult acolo, pentru că iarna mă încălzesc cu pompele de căldură și consumă foarte mult, dar și vara consumul este mai mare de 300 de kW. Faceți risipă? Nu e vorba de făcut risipă. Eu, fiind de profesie inginer și automatist, m-au preocupat lucrurile acestea de automatizări, de eficiență. La Turnul Severin am un sistem automatizat complet cu panourile fotovoltaice, cu măsurare de temperatură. Încerc să economisesc, să fac o eficiență, că până la urmă și aduce cât pot de mult. Aici lângă București am schimbat centrala în iarna trecută cu o centrală nouă în condensare, au scăzut costurile și consumul cu 30% al gazului și am pus în plus, probabil că și din cauza asta, am pus în plus un sistem de măsură a temperaturii și de reglaj a temperaturii automat pe ore în timpul zilei. Și atunci, automat, când nu sunt, centrala este automat dată, nu trebuie să stau eu, automat dată. Când ajung acasă, ea știe pe la ce oră ajung acasă că este programată, iar dacă am nevoie să dau mai în timpul să vreau mai cald, intru pe telefon, dau din drum, dau drumul la centrală mai cald și este mai cald acasă. Sunt pasionat de asta, de aia. Deci le-ai recomandat românilor să schimbe centrala? Eu le-am recomandat românilor cei care își permit să schimbe centrala, să treacă pe centrale performante și împreună cu Ministrul Mediului în coaliție am stabilit și vorba de o rablă pentru un program rablă pentru electrocasnice să intre și centralele de apartament, ca oamenii să fie care nu își permit să-și cumpere o centrală să poată să-și o schimbe. Să fie ajutat de stat. Pentru să fie ajutați, pentru că este și statul la rândul lui câștigă pentru că scade consumul de gaz. Și când se va da drumul la acest Eu program? Eu cred că este în lucru acest program și nu știu dacă nu a intrat exact pe programul Rabla care a existat pe electrocasnice, că până la urmă și centrala e tot un... El începe zilele acestea, tocmai de asta vă întreb dacă românii pot să aplice cred deja. Cred că este prins și acestă... Aș vrea să vorbim și despre românii cu venituri mai mici și să vă întreb dacă s-a discutat în guvern posibilitatea acordării unor vouchere pe energie. Am văzut și o cifră vehiculată, 700 de lei odată la începutul anului și alți 700 de lei în toamnă. Există în programul de coeziune și există la fondul european, la domnul Marcel Boloș, a discutat, există 2 miliarde 200 de milioane de euro, dintre care 1 miliard sunt pentru consumatorii vulnerabili, exact pentru zona de energie, iar 1 miliard 200 sunt pentru IMM-uri, tot pentru IMM-urile expuse la prețurile de la energie, iar din ce știu eu, nu în guvern s-a discutat în coaliție, s-a discutat la nivel tehnic. N-am ajuns încă cu un act normativ în guvern. Nu, dar la nivel de principiu. S-a discutat la nivel de principiu și e vorba de a se da un ajutor pentru iarna aceasta și un ajutor pentru iarna viitoare, pentru că acești bani trebuie cheltuiți în anul 2020 și în anul 2023. Cât va fi acest ajutor? Păi, aici trebuie, împreună cu Ministerul Muncii, câți consumatori vulnerabili sunt, care sunt criteriile de consumatori vulnerabili care se încadrează, iar bugetul, anvelopa totală, v-am zis, este de 1 miliard de euro. Adică de 5 miliarde de lei împărțit la numărul de consumatori, probabil că de acolo au ieșit calculele. Da, 700 de lei în două tranșe la consumatori peste 60 de ani cu venit mai mic de 2000 de lei. Ar intra aici 4 milioane de români. Atunci, dacă sunt 4 milioane de români și mulțiți cu banii ăștia, probabil că o să ajungă exact la suma care v-am zis-o eu, de aproape 5 miliarde de lei. Sunt bani care sunt în bugetul, nu al nostru, sunt în bugetul Ministerului domnului Boloș al Investițiilor și Proiectelor Europene și probabil că împreună cu Ministerul Muncii vor face această schemă. Când urma să fie livrați primii bani? În luna ianuarie? După mine, dacă s-a luat această decizie, ar trebui cât mai repede. Deci o tranșă pentru această iarnă și o tranșă pentru iarna viitoare. Bani deja care sunt în bugetul domnului Boloș la Ministerul Fondurilor Europene. Există acești bani, există din economiile, din programul de coeziune, dacă nu mă înșel la nivel european, din 20% din bugetul de coeziune. Domnule ministru, dincolo de aceste cifre de bani și de plafoanele stabilite de guvern, discuția despre energie și despre facturi este și una politică. Credeți că românii
cred în acest moment când ne uit, când ne privesc, că PSD sau că PNL le-a micșorat facturile? Eu cred că românii trebuie să uită în facturi în primul rând, să vadă prețul energiei, sigur, există și cazuri de facturi mari, cazuri de facturi întocmite eronat, de citiri eronat ale contoarelor, de estimări mari, există și facturi mari și acest lucru va exista, pentru că unele din greșeală, altele din, poate din rea credință, dar cred că majoritatea românilor se uită în facturi și văd exact că guvernul PNL-PSD a făcut acest lucru. A protejat românii de aceste influențe. Dar nu e și o competiție internă între PNL și PSD? Acum, pe mine nu m-ați văzut până acum să ies să spun a făcut Ministerul Energiei, a făcut PNL asta. Eu am spus guvern. Tot timpul am spus de guvern. Fiecare partid își face politica de comunicare și politica de marketing așa cum crede de cuvință. Primul ministru, președintele PNL, tot timpul ne-a spus să avem acest mesaj guvernul, noi ne facem treaba, acest mesaj serios către cetățeni, pentru că până la urmă rezultatul se va vedea, iar oamenii vor vedea în factura la energie și factura electrică și factura la gaz că acest guvern și-a făcut treaba. Au fost instituții care au făcut abuz în această perioadă? La ce vă referiți la instituții? Instituții, mă refer aici la furnizori sau poate chiar la instituțiile... Nu cred că putem vorbi de instituții controlate publice. De stat. Nu cred că vorbim de instituții. V-am dat exemple de facturi care poate că n-au fost din eronat întocmite, poate că au fost greșit întocmite să cu niște estimări mai mari ca să ia niște bani în plus de la oameni că îi dau ei ulterior. Aveți aceste suspiciuni? Au fost controle ale ANR-ului, ale ANPC-ului și au găsit facturi întocmite eronat, au dat o groază de amenzi. Deci e clar că aceste lucruri au existat, au fost rapoarte publice și aceste lucruri au existat. Sigur, noi am plecat tot timpul de la prezumția de bună credință a tuturor și ne-a mai înșelat și a trebuit să modificăm prin ordonanța 119 și să punem o barieră maximă de decontare. Statul nu decontează mai la furnizor un preț mediu de achiziție mai mare de 1300 de lei pe megawatt, pentru că s-a ajunsese ca anumiți furnizori să facă o suveică, așa, să-și vândă energia de la unul la altul și să-și crească artificial prețul, ca apoi să vină la decont la bugetul de stat. Și am sesizat aceste lucruri. Ori asta nu e un comportament... Deci mai există băieți deștepți în energie? Asta ne spuneți? Încerc, evident, că băieți deștepți vor exista tot timpul, fie că vorbim de energie, fie că vorbim de alte lucruri și în special în perioade de criză și perioade tulburi, cum suntem în aceste moment. Vor exista tot timpul. Rolul statului este ca să fie ferm și să astupe acele găuri care apar la un moment dat sau care pot să fie scăpări legislative. Da, puteți să ne dați un exemplu de companii care n-aș au făcut face acest lucru. N-aș profit face. Imoral, să-i spunem? N-aș face acest lucru public. Nu am făcut niciodată acest lucru public. Am și eu nemulțumirile mele. Știu foarte multe lucruri despre multe companii din energie. Unele sunt corecte, unele sunt corecte. Dar nu aș vrea să dau exemple publice. Aș vrea să discutăm puțin despre piața liberă, pentru că liderii PSD vă acuză, nu doar pe dumneavoastră ca ministru, ci întreaga guvernare liberală din 2019 până astăzi, că ați greșit atunci când ați acceptat piața liberă și că soluția este, de fapt, piața reglementată. Nu, acum, nu există piață liberă, există doar piață care respectă reguli. Asta trebuie să știm din start. România, din 2012, v-am spus-o tot timpul, a negociat preaderare, apoi în aderare, în interiorul Uniunii Europene, liberalizarea prețului. Asta nu înseamnă că nu există reguli. Liberalizarea energiei electrice și a gazelor naturale. Pe un calendar stabilit, negociat, din 2012, de guvernele de după 2012. La 1 ianuarie 2018, nu era guvern PNL, piața energiei electrice și a gazelor naturale a fost complet liberă în România. Deci asta este borda. Deci, în timpul guvernării Dăncilă, da? Ca să aibă oamenii la 1 ianuarie 2018, piața a fost liberă. Deci asta este clar reperul. Apoi ce s-a mai întâmplat? Nu știu din ce motiv. În decembrie 2018,
guvernul Dăncilă cu Dragnea în frunte, că până la urmă e guvernul Dragnea, a scos așa peste nepusă masă acea ordonanță 114, celebra ordonanță 114, și a zis că noi reglementăm piața de energie. Cum o reglementăm? Scădem profitul maximal, le dăm la preț de cost producătorilor români prețul energiei, nu modificăm prețul românilor, îl lăsăm acolo, de să creează o marjă mai mare. Dacă prețul era aici al producătorului, prețul clientului era aici, asta era marja. Dacă am dus mai în jos prețul producătorului, s-a creat o marjă mai mare. Deci au avut furnizorii de câștigat. Și au mai pus și o taxă suplimentară. Asta în condițiile 2%. În care totuși domnul Dragnea poza în social-democrat. Și am mai pus o taxă de 2% în condițiile în care nu aveam probleme în piață. Nu. În 2019 se gândea cineva la războiul din 2022, se gândea cineva la manipularea prețului la gaze naturale, se gândea cineva la așa ceva. Nu se gândea nimeni. Nu știu de ce a făcut-o, sau pot să intuiesc de ce a făcut-o, pentru că imediat reacția... De ce a făcut-o? De ce credeți că a făcut-o? Imediat reacția pieței de energie a fost înghețarea investițiilor. Și cea mai gravă reacție a fost retragerea firmei Exxon din Marea Neagră. Blocarea investițiilor Exxon OMV în perimetrul Neptun din Marea Neagră. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă acest lucru nu exista. Începeau, se lua decizia de investiții în 2018 și peste 4 ani, în 2022, când avem nevoie de gaze, România era exportator net și România avea gazele ei. Ar fi ajuns România în această situație de a fi exportator net? Dacă nu era acea ordonanță 114, nu. Nu se blocau investițiile atât în energie electrică și în gaze naturale. Asta a fost efectul pervers al ordonanței 114. Ce am făcut noi în 2019? Am abrogat ordonanța 114. Asta am făcut. N-am spus nimic altceva. Am abrogat ordonanța 114 și am pus ANR-ului pune reguli în piață. La gaze naturale a pus reguli în piață. În 2020 prețul a scăzut la gaze naturale. S-a creat un gas program release, s-a făcut la energie electrică, din păcate n-a făcut nimic. La energie electrică, din păcate, dacă ne aducem aminte, la Crăciunul anului 2020, a fost un ordin al autorității prin care milioane de români li se spunea să ducă la ghișeie să-și caute un furnizor. Deci are și ANR-ul partea sa de vină, asta spuneți. Deci e foarte bine că a făcut un software acum de mutare automată și totul te poți muta de la un client la altul foarte repede. O să fie gata soft. Mă gândesc că ar fi fost bine să fie gata atunci. Atunci ar fi fost perfect acest software. Ce și lumea n-ar mai fi pus. Acum, s-a acuz PNL că a liberalizat piața, care piața era liberă de la 1 ianuarie 2018 și ordonanța 114 practic a creat o problemă mare. Nu mai vorbesc că a venit infringementul Comisiei Europene, deci dacă nu am fi luat aceste lucruri, probabil că eram și condamnați în momentul de față la Curtea de Justiție și probabil nici fonduri europene n-aveam. Deci e unfair, aș putea spune. Este această dispută publică între Ministerul Energiei și ANR. Ministerul Energiei... Nu avem o dispută. Deci e condus de PNL, ANR are acolo în frunte un om aproape invizibil, însă susținut de PSD. Care e relația dumneavoastră cu ANR? Am o relație, credeți-mă, umană, ok cu domnul Chiriță. Dânsul a fost vicepreședintele Comisiei de Industrii și Servicii din partea PSD în mandatul 2016-2020 și eu am fost vicepreședintele Comisiei de Industrii din partea PNL în aceeași perioadă. Deci noi am lucrat. Deci am o relație ok cu... Deci există, instituțional, am o relație ok și umană am o relație ok. Acum, fiecare dintre noi avem nemulțumirile vis-a-vis de anumite lucruri. Fiecare putem crede că putea face mai mult. Ce putea să facă mai mult ANR dincolo de acest... V-am dat un exemplu cu privire la acea... Contracte de gaz. Acele, nu erau pe gaz, era vorba de energie electrică. De energie electrică, electrică, pentru că la gaze naturale am colaborat foarte bine. La gaze naturale s-a liberalizat la 1 iulie. S-a întors liberalizarea la 1 iulie 2020 și n-am avut absolut nicio problemă. A fost un guest program release, au încercat și atunci furnizorii să spună că vor crește prețurile, am ieșit și atunci public și am spus că nu aveți niciun motiv să creșteți și până la urmă am avut dreptate, prețurile au scăzut. Sigur, nici în 2020, în plină pandemie, că lumea uită, 2020 în plină pandemie, prețurile la petrol ajunseseră chiar negative, prețurile la gaze naturale, gândiți-vă, erau undeva la 7 euro. E clar că nu mai era apetit de investiții în 2020. Ca să faci noi investiții la 7 euro, nu mai ești rentabil să scoți.
era clar că... Erau prețurile foarte jos. Erau prețurile foarte jos în 2020. Era clar că era un moment foarte bun să dai drumul la contractele pe piața, să refaci acest lucru, să refaci înapoi piața stricată prin ordonanța, prin ordonanța 114. Dar ANRE are vreo, vreo responsabilitate în această criză energetică? ANRE are cel mai mare rol în are rolul de reglementare. Aveți cel mai mare rol, Ministerul Energiei. Ministerul de Energie face exact cum spune toată lumea, face politicile energetice, dar nu face politicile sociale. Nu face politicile de sărăcie energetică. Nu le facem noi pe ăștia. Noi facem politicile economice, avem rolul să dezvoltăm, să creștem noi capacități de producție, evident, de gaze naturale, de energie electrice, să creăm cadrul legal primar, sigur că da, și asta îl facem și împreună cu ANRE și împreună cu celelalte ministere. Rolul de reglementare și de reglementare în jos al pieței și de supraveghere al pieței este la ANRE și la Consiliul Concurenței. Bun, deci aceasta ar fi responsabilitatea ANRE, o instituție cu care spuneți că colaborați. Da, evident, și astăzi m-am întâlnit cu președintele ANRE și am avut o discuție foarte bună pe multe lucruri, care e normal să colaborăm, n-ai cum să nu colaborezi. Domnul Chiriță merită să rămână în continuare președintele ANRE? S-au prelungit mandatele acum? S-au prelungit mandatele cu 6 luni de zile, cred că să lăsăm în interiorul coaliției să discute acest lucru. Domnule ministru, ce le spuneți românilor care se plâng că au trăit destul în întuneric și în frig în timpul comunismului ca să mai facă astăzi economie? Și o să vă rog să-mi răspundeți după o pauză de publicitate. Ne întoarcem. Am revenit, așadar, domnule ministru, vă întrebam ce le spuneți românilor care se plâng că au trăit destul în comunism, în frig și la cozi și pe întuneric ca să mai facă astăzi economie? Le spun că înțeleg. Pentru că am trăit în acea perioadă, știu ce însemna să ai electricitate cu porția, știu ce însemna să nu ai căldură. Deci am trăit în perioada comunistă și știu ce înseamnă. Și de aceea nu o să le cer niciodată să facă economie. Dar le pot spune ceea ce fac eu sau pot să-i ajut, pot să le explic ce ar însemna o eficiență energetică, nu economie să închidă lumina. De exemplu, să schimbe becurile vechi cu becuri de tible care consumă mai puțin sau să facă ce am făcut eu vis-a-vis de centrala pe gaz, dacă au gaze naturale. Dacă n-au gaze naturale și au centralizată, să-și pună niște termostate pe calorifer. Deci există soluții pentru a eficientiza acest lucru. Poate că până acum nu ne-am gândit la aceste lucruri, dar cred că a venit momentul să ne gândim. Suntem cu un război la frontieră, suntem practic într-un război al gazului la nivel mondial și trebuie să luăm fiecare dintre noi măsuri, iar până la urmă o scădere a consumului aduce bani în buzunar. Cât de vinovat e Putin, că tot vorbeați de război, în criza facturilor din România? Nu vorbim numai de criza factorilor din România. Eu tot timpul am spus că totul a început cu războiul prețului gazului anul trecut, începând cu luna august. Când practic Kremlinul se antrena de război. Se antrena, a început să crească ușor prețul gazului natural, s-a tot dus. Au inventat tot felul de tertipuri, bacă probleme tehnice, bacă se întâmplă ceva, după care s-a văzut foarte clar. Ucraina, februarie, război. Deci... nu spun eu am spus... A fost un plan, asta spuneți. Eu spun că a fost un plan. Poate că lumea nu m-a crezut anul trecut. Acum toată lumea o spune. Comisia Europeană spune. Agenția Internațională pentru Energie spune același lucru. Agenția Europeană spune același lucru. Deci toată lumea spune același lucru. Este evident, a început să iasă la... Dar nu vorbim de România, vorbim de întreaga zonă, de întreaga Europa. Vreau să discutăm puțin și despre subvenția la carburant, care a fost dată pe la mijlocul verii pentru 3 luni, a mai fost prelungită apoi încă 3 luni, deci vorbim de acei 25 de bani oferiți de guvern și acei 25 de bani oferiți de companiile private la carburant. Va fi prelungită această subvenție și de la 1 ianuarie? Haideți să vedem, în decembrie de obicei, ca și data trecută, a doua parte a lui decembrie, cred că va fi luată această decizie, vom discuta și vom vedea. Să știți că avem semnale din piață că nu e chiar așa corectitudine totuși. Dacă la prima variantă nu s-a permis revânzarea, acum Ministerul de Finanțe a venit cu ordonanță și noi am fost de acord să permitem și revânzarea, adică către companiile, și există suspiciuni că se cere de două ori pentru același litru, se cere de două ori acest 25 de bani. Și e clar, trebuie să intervenim, s-a intervenit în Parlament, pentru că noi vrem bună credință, dar vrem
Și cerem bună credință, dar vrem să fie și respectată. Adică furnizorii nu vor să pună și partea lor de 25 de bani? Nu, adică o cer de două ori de la stat. Adică, păi, asta înseamnă să nu mai vii tu cu partea de compensare. Adică haide un pic să fim oameni și să respectăm acest lucru. Sigur, am văzut aceste lucruri și revenim la normal. Dacă va fi nevoie, sigur sunt convins că decizia va fi luată. Haide să vedem cum vor evalua prețurile. Deocamdată a fost o scădere de prețuri, după care a urmat, după decizia OPEC 10 plus de scăderea producției, a urmat o ușoară creștere a prețului barilului. Este stabilizat în momentul de față. În perioada sărbătorilor va mai crește sau va mai scădea acest preț? Știți cum e? E greu de făcut predicții. E greu de făcut predicții pentru că o declarație a cuiva poate să creeze o inflamație în prețuri. Așa că mă feresc, tot anul m-am ferit să mai fac predicții de prețuri. Dar la un moment dat au crescut prețurile foarte mult, aproape de 10 lei. Se mai poate întâmpla această pantă ascendentă? Nu cred că vom mai ajunge la... Sincer să fiu, nu cred că vom mai ajunge... N-au ajuns la 10 lei, haideți să fim serioși. Da, erau 9 lei și ceva. Erau aproape de 9 lei. Da, și cotația barilului de petrol începe la 120 de dolari, dacă nu mă înșel. Acum vorbim de 90, 91, 95 maxim, acum ieri era 91, nici am văzut. Însă când nu va mai exista această subvenție oferită de stat, care vor fi efectele pe piața liberă? Eu cred că dacă nu va mai exista subvenția, prețul crește cu 50 de bani. Dar haideți să nu facem supoziții, să vedem ce se întâmplă în decembrie și cred că dacă va fi necesar, guvernul va lua această decizie. E o întrebare valabilă și pentru piața de energie, pentru că avem această intervenție a statului. Însă cât poate statul să suplinească din facturi? Acum vorbim de ordonanță care stabilește un mecanism de preț, de achiziție al energiei, care practic dă o predictibilitate și a prețurilor la clientul final, până în 31 martie 2025. Deci până în 31 martie 2025. Asta vine așa politic vorbind, pentru că eu mă gândesc în primul rând la alegeri și la anii electorali, imediat după alegerile prezidențiale, după ce trec cele patru rânduri de alegeri din 2024. Eu aș spune că, poate să o citesc în altă cheie, este într-un timp rezonabil, în așa fel încât conflictul să credem că poate fi încheiat și piețele să-și revină în zona normalității. Deci, timp de 2 ani și jumătate va exista această intervenție a statului, ca apoi acum să revenim la piața liberă. Da, o piață normală și să sperăm că nu mai e nevoie de intervenție. Nu știu dacă va fi, v-am mai explicat, piață liberă nu înseamnă piață fără reguli. O piață cu reguli, dar nu de genul acesta. Domnule ministru, aș vrea să discutăm și despre problema minelor, pentru că PSD, prin vocea lui Daniel Zanfir, senatorul Daniel Zanfir, dar nu numai, vă acuză că închideți minele, aveți aceste angajamente în PNRR și că mii de oameni sau zeci de mii de oameni rămân fără joburi. Cum stau lucrurile? Păi haideți să luăm și să vedem realitatea. Avem două bazine miniere. Bazinul minierii Valea Jiului și bazinul Olteniei. În Valea Jiului, Complexul Energetic Hunedoara a fost înființat în 2012 prin fuziunea mai multor comasări, termocentrale cu mine, cu tot. A plecat de la zero datorii. În 2019, noiembrie, când am ajuns ministru și guvernul PNL minoritar a preluat guvernarea, s-a pronunțat falimentul cu datorii de 6 miliarde și jumătate de lei, deci era vorba de 1 miliard și jumătate de euro la data respectivă, deci de la 0 1 miliard jumătate de euro. Asta spuneți în timpul guvernărilor PSD. Din 2012 până în 2019, spun. A fost un an cu guvern tehnocrat. În perioada aceasta. Asta e realitatea, asta e realitatea faptelor. Iar a venit imediat decizia Comisiei Europene de returnare a unui ajutor de stat acordat ilegal în 2018. Și am spus public de la tribuna Parlamentului, pentru că ministrul finanțelor de la acea vreme a refuzat să acorde ajutorul de stat în timp complexului energetic Hunedoara pentru achiziția certificatelor de CO2 și l-a acordat, a semnat în august. Practic, ajutorul de stat nu și-a mai atins scopul și certificatele CO2 nu au fost achiziționate. Asta a presupus intrarea în insolvență a complexului energetic Hunedoara. În perioada de încă un an cât a funcționat termocentrala de la Minti, a mai produs pagube de 600 de milioane de euro, până când Ministerul Mediului ne-a somat că nu are autorizație de mediu, că suntem în infringement și suntem trimiși la Curtea Europeană de Justiție pentru că ținem termocentrala de la Minti deschisă, de aceea a fost închisă această termocentrală. Complexul energetic Oltenia. În 2012, plecat de la zero datorii. În 2017 raportează chipurile primul profit.
primul profit, care de fapt nu este profit, este pierdere, pentru că nu și-a înregistrat costul certificatelor de CO2. În 2020 rămâne raportul Corpului de Control al Ministrului a unui prejudiciu de 680 de milioane de lei, rămâne hotărâre de instanță definitivă, pagubă de 680 de milioane de lei, iar în decembrie 2019 ne atenționează Complexul Energetic Oltenia că nu au bani să cumpere certificatele de CO2 și că este risc iminent de faliment. Ce a făcut guvernul PNL? Automat în ianuarie ordonanță de urgență ajutor de salvare 250 de milioane de euro pentru Complexul Energetic Oltenia ca să nu mai se întâmple ce s-a întâmplat cu Hunedoara, pentru achiziția certificate de CO2, cu posibilitate că dacă nu plătește în 6 luni, și știam de la început că nu poate să plătească 6 luni, discută cu Comisia și îl transformăm în ajutor de restructurare. Asta am făcut, am transformat în ajutor de restructurare, numai că a venit anul 2021. Nu s-au terminat negocierile cu Comisia Europeană. Era nevoie de cumpărare din nou de certificate de CO2. Piața din 2020 și 2021 nu permitea ca să vândă ca acum Complexul Energetic Oltenia. Deci costul certificatului de CO2 ducea prețul energiei pe cărbune foarte sus. Deci statul a trebuit să mai dea încă 240 de milioane până s-a aprobat ajutorul de restructurare. Deci am dat 500 de milioane în 2 ani de zile. S-a aprobat ajutorul de restructurare în ianuarie 2022, anul acesta, în care spunea încă 500 de milioane pentru certificatele de CO2. Deci, practic, ca să salvăm Complexul Energetic Oltenia de la faliment, apropo că vrem să le închidem, am plătit de la bugetul de stat toate guvernele, inclusiv guvernul acesta, PNL-PSD, 1 miliard de euro. Imediat după aprobarea planului de restructurare al Complexului Energetic Oltenia, erau pregătite proiectele pentru a accesa încă 1 miliard de euro din fondul de modernizare. S-au depus proiectele, s-au aprobat proiectele. Deci avem și 1 miliard de euro ca să înlocuim cărbunele cu 1325 de megawați pe gaz și 747 de megawați fotovoltaic. Deci, practic, transformăm până în 2026 Oltenia dintr-una eminamente pe cărbune în gaz, cărbune și fotovoltaic. Oamenii își vor păstra locurile Evident, de muncă? Evident, oamenii își vor păstra locurile de muncă. Acum, unde este, să zic așa, minciuna prin omisiune, este că în PNRR nu spune nimica vis-a-vis de ce se va face, ci se reportează să ia planul de restructurare al Oltenia, care este aprobat și este trecut ca jalon în PNRR. Altceva nu este făcut. Nu este trecut în PNRR decât planul de restructurare prin care guvernele au dat deja 1 miliard de euro ca să o salveze și s-a angajat la niște restructurări. Și nimeni nu închide nicio termocentrală în această perioadă, iar prin legea decarbonării, care tot este jalon în PNRR, spunem că toate termocentralele care ar trebui să fie închise trec în rezervă tehnică și pot fi folosite la cererea transportatorului de sistem, adică lui Transelectrica, de câte ori este nevoie. Și este nevoie în această perioadă. Să știți că acum intră în prețul energiei cărbunele, în prețul pieții. Dar vor veni vremuri când prețul gazului natural va reveni și sperăm cât mai repede să revină ca să treacă această criză, dar sigur în 2025 eu cred că își vor reveni prețurile și prețul certificatului de CO2 va aduce prețul cărbunelui, energiei produse de cărbune iar sus. Și atunci iar o să blamăm cărbunele. Iar o să zicem că avem prețul la energie scumpe că ține la cărbun. De aia trebuie făcut această restructurare ca să nu ne mai plictă de pregătiți. Ceea ce nu s-a făcut din 2012 până în 2020 am făcut noi. Guvernele PNL. Și de ce nu le explicați asta în coaliție colegilor din PSD? Ba da, știu, dar toată lumea știe acest lucru. Și atunci de ce vă critică la televizor? Acum, fiecare are agenda, probabil domnul senator are agenda dânsului. Nu-l înțeleg. Eu nu înțeleg de ce se spune acest lucru. Nimeni n-a închis în PNR nimic. Este replica programului de restructurare a Complexului Energetic Oltenia, iar mai mult pe Valea Jiului nu lăsăm lucrurile așa. Este o ordonanță de ajutor pentru oamenii care își pierd locurile de muncă, iar cele 4 mine care sunt în momentul de față, mina Livezeni, Vulcan, Lonea și Lupeni, intră într-un program de închidere până în 2032, iar cărbunele de acolo va fi ars și neutralizat în centrala de la Paroșeni. Da, cele 4 mine, ca să știm, să spunem foarte lucruri pe nume, produc cărbune pentru 2 zile de funcționare. Alea 4 mine, atât, 2 zile de funcționare, atât pot ele. Să vii să spui că trebuie să faci investiții în subteran, acum, ca să scoți mai mult cărbune, înseamnă că nu cunoști lucrurile de legislație, lucrurile normale.
Cum poți să zici că faci investiții într-o companie, de la bugetul de stat într-o companie aflată în insolvență, cu un ajutor de stat de recuperat? N-ai cum, nu-ți interzice legea. Nimeni de la Ministerul de Finanțe nu va aloca bani Ministerului Energiei pentru așa ceva, în condițiile în care acolo este insolvență și ajutor de stat de recuperat. Domnule ministru, suntem pe final. Aș vrea să vă mai întreb, când va începe exploatarea din zăcământul Neptun Deep? Eu mențin termenele pe care le-am spus, sfârșitul 2026, începutul 2027. De ce nu s-au făcut pași până acum? S-au făcut foarte mulți pași până acum. S-a achiziționat de către Romgaz, practic de către statul român prin Romgaz, partea Exxon. S-a mers mai departe. Este o procedură care sunt convins că va fi finalizată în acest moment, în decembrie, cu privire la acest zăcământ care este în plan și cred că decizia de investiție va fi foarte repede anunțată. Aș vrea să discutăm pe final și puțină politică. Vă simțiți responsabil în vreun fel pentru frigul din casele bucureștenilor? Sigur, toți putem să ne simțim responsabili. Noi avem o responsabilitate, Elcenu. Elcenu este ținut de gazul pe care îl furnizează Romgazul. Dar cred că și Termoenergetica și Primăria Capitalei... Termoenergetica fiind compania Primăriei Capitale, care deține și rețelele de termie, ar trebui să-și plătească la timp. Noi furnizăm. N-a întrerupt niciodată Elcenul furnizarea energiei. Nicușor Dan spune că nu are bani și cere de la guvern. Atât timp cât Bucureștiul este cel mai bogat oraș, atât timp cât Consiliul General consideră că bucureștenii trebuie să plătească un tarif pe gigacalorie, înseamnă că știe care bani în buget să plătească această subvenție. Și de asemenea știe că are niște rețele care au pierderi. Deci trebuie să-și asume acest lucru și trebuie să facă tot ce-i stă în putință ca să plătească. Deci sugerați că ar trebui să mărească prețul gigacaloriei? Nu, îi sugerez că ar trebui să aloce bani ca să plătească până la prețul, dacă au hotărât acest lucru, să respecte, dar să își asume din punct de vedere financiar. Sigur, am văzut declarația domnului prim-ministru, se va ridica plafonul de îndatorare și probabil va putea să se împrumute și să achite. Noi suntem deschiși inclusiv la a lăsa în acționariatul Elcen să intre inclusiv unitatea administrativă, să intre Primăria București în acționariatul Elcen, să facem un sacet, să ne deschizi la orice, dar nu putem la nesfârșit să subvenționăm și să nu primim banii înapoi, pentru că și Elcen trebuie la rândul ei. Elcen a fost introdusă în insolvență și este în procedură de reorganizare datorită datoriilor de peste 3 miliarde de lei pe care le are vechi de la Radet, care și ea e în insolvență. Deci trebuie să existe împreună cu primăria să funcționeze. Dacă nu plătește, sigur că vom funcționa, nu putem lăsa bucureștenii în iarnă. Asta e fără căldură, asta este foarte clar. Vor avea căldură în această iarnă. Dar confortul bucureștenilor va depinde de efortul pe care îl face Termoenergetica să țină sistemul de termoficare în funcțiune. Veți rămâne ministru și în guvernul Ciolacu la rotativa guvernamentală? Acum, poate să existe discuții pe această temă. Până la rotativă avem o iarnă de trecut. Va fi o iarnă complicată. Și va fi o iarnă complicată, nu o iarnă figuroasă, nu cred că va fi o iarnă grea din punct de vedere al frigului, dar va fi o iarnă complicată din punct de vedere al aprovizionării cu gaze naturale. Trebuie să ne asigurăm că nu se întâmplă lucruri neprevăzute. Dacă lucrurile merg normal, nu avem absolut nicio problemă al energiei electrice și vreau să mă asigur că trecem această iarnă, iar această decizie nu e decizia mea personală. Numele dumneavoastră apare des pe lista posibilor remanieri guvernamentale. V-a reproșat premierul Nicolae Ciucă vreo decizie până acum? Am o relație foarte bună cu primul ministru Nicolae Ciucă și cred că împreună am făcut, cel puțin în zona asta de responsabilitate pe care o am, de energie, echipă foarte bună și din punct de vedere al pieței interne și punct de vedere al relațiilor externe și al lucrurilor pe care le facem pentru România. Deci nu vă așteptați să fiți remani, ați schimbat din guvern. M-ați întrebat despre relația mea cu premierul Nicolae Ciucă, pe care îl cunosc din mandatul trecut de ministru al economiei, când însă era ministru al apărării și ne-am înțeles foarte bine. Domnule ministru, am ajuns la final, însă nu putem să terminăm fără ultima rubrică. Vă ofer două variante de răspuns, alegeți foarte scurt. Reșou sau calorifer electric? Calorifer electric. Cazanele Dunării sau Delta Dunării? Cazanele. Încălzire cu lemne sau cu gaz? Cu lemne la țară. Mașina electrică sau mașina pe benzină? Hibrid. Gaz de șist sau gaz lichefiat? Gaz lichefiat. Centrală termică sau încălzire la paușal? Centrală termică. Geacă de fâș sau palton? Palton. Țuică sau pălincă? Țuică. George Simion sau Marcel Ciolacu?
Marcel Ciolac. Brichete sau chibrituri? Chibrituri. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici la Prima TV.